canalul meu de YouTube. Astăzi o să fac un video cu mama mea. Astăzi o să fac mama mea reacționează la pozele mele de pe Instagram. Da, de ce m-ai pus să mă îmbrac așa? Ca să fim familia Lungu, suntem la fel. Așa. Ca să fim exact într-o culoare sau cum? Da. Da, să știi că multe lucruri oricum nu-mi plac ceea ce le faci tu, așa că nu mă mai băga acum în ispită, pentru că știi că o să ne certăm până la urmă. Ați înțeles, da? Da, așa. Așa e mama, așa e fica. Bun, deci, dar înainte de toate să îmi dați subscribe pe canalul meu și like. Pentru ce înseamnă asta? Place. Subscribe ce înseamnă? Adică să ne urmăresc. Vai, să o urmăriți, da? Să urmăriți, asta fac și eu zi și noapte, stau și urmăresc. Să văd ce poze mai face pe acolo, unde le pune, unde le duce, de unde le ia. Ați înțeles, da? Sunt o mamă curioasă, ce să vă zic? Ok, și să distribuiți și să scrieți în comentarii în caz că o să vă placă video ăsta, să mai fac video cu mama mea. Deci, ok, să începem. Mama mea reacționează la pozele mele de pe Instagram. Deci, o poză mai veche de pe Instagram-ul meu. Pe care, cu siguranță, nu am văzut-o? Nu, l-ai văzut. L-am văzut? Da. Doar că nu mi s-a spus ce gândesc. Da, corect. Este asta. Na, ce să... Mama, pune mâna pe telefon să-l mai vadă. Da, nu e pentru... Acum aș fi zis așa că dacă te-ar fi văzut mămuca... cum ar fi bunica de la țară, ar fi zis, Doamne, Dumnezeu! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Dar asta te-am învățat eu. Na, pentru mine, eu cred că nu e chiar ok. Păi, dar ce? De ce nu ți-ai cumpărat și tu legerie? Nu am înțeles. Nu să vin de la magazin, păi, nu știu chiloți. Păi, dar așa să nu-ți fie rece la șoldă. Așa ca o fată educată, cum te-a învățat mama acasă. Păi, mama, am colanți deasupra. Păi, astea sunt colanți, mama. Ai rămas fără ce bani în București ăsta de ori. Nu, nu-mi place, nu-mi place. Ok, dislike. Bun, următoarea poză. Deci, cum se pare că m-am îmbrăcat la acest eveniment? Vai, foarte frumos. Așa vrea și eu. E super tare poza. Da. E sexy cu gust, e rochița foarte frumoasă, machiajul foarte frumos, aici chiar îmi place. Și nu te deranjează nimic? Nu mă deranjează, că se vede un pic, dar bine, iar ți-ai uitat chiloța acasă. Dar și să știți că nu ți-a cumpăr... zis mama să-mi dai mai mulți bani și cumpăr chiloța. Și vreau să vă zic că îi cumpăr mai mereu și are, cred că, sute de feluri de lenjerie și sutien și chiloț, cum zic eu. Chiloț. Chiloț, de aia la, cum se zice... Mamă, dar cum se zice la țară? Cum se zice? Din aia așa lungi, știi cum se poartă la țară? Da, așa călduț, care îi pui la bușe. De aia ca pantalonii scurți. Bun. Mi-a plăcut poza, da. Așa deci. Poză vreau și eu, dar să nu-ți uiți chiloții acasă, că dacă, Doamne ferește, tășesc cumva, îți dai seama. Ok, ce părere ai despre această poză? Bă, o nebună, bolnavă. Ce ai făcut cu tine? Asta chiar nu am văzut-o niciodată. Dar ce făceai cu ea? Eu sunt o găină aici. Tu ești o găină? Păi nu vezi? Stau exact ca o găină care e gata să clocotească. Vau, dar pentru ce era găina asta? S-o pui în zeamă sau ce? Ți înțelegi ce ai făcut cu ele? Păi sunt aici, mam, nu că sunt acoperite. Ah, da, mi s-a părut. Vezi că nu vede mama bine fără ochelari. Și buzele de ce le-ai făcut albastre? Păi era fain, gen, era cu decorul, știi? Aha, asta și uite, aveam mai mulți ochi aici. Vai, da, ochelari îmi plac, să știi. Da? Aș spune și eu așa. Și manechinul așa cu țâțele. Dar manechinul ce face? Că nu am înțeles. Ia asta cu țâțele. Stă, eu mă clocesc pe manechin. Mă clocesc pe manechin. Eu tot nu pricep care e publicitatea atunci când faci ceva și nu... Sunt și eu parcă din domeniul, dar multe lucruri nu, la multe lucruri nu găsesc răspuns. Trebuie ce ai vrut tu să... Este artistic, mam. Na, nu, o găină artistică. Ce părere ai despre această poză? Aici unde era? Iarna? Da, la munte. La munte. Ah, și era dezbrăcată.
Și unde eram eu când ai făcut poza asta? Mamă, ce frumoasă ești aici. Leidă eu în tinerețe. E frumoasă de tot aici, frumoasă. Dar să nu te deranjează nimic așa, să mai goală? Da, mă deranjează că nu minceam momentul ăla. Trebuia să prind și misoare. Ești goală frumos, descolită frumos. Da? Da, unei artiste îi se recomandă uneori să se dezgolească frumos ca oamenii să vadă ce are și sub haină. Înțelegi? Dacă tot vorbim de dezgolită frumos, hai să-i arătăm mamei mele o poză din dezgolită frumos. Ce părere ai despre această poză? Această poză. Vai, tu știi că atunci când am văzut eu pictorialul ăsta am rămas un pic șocată. Bine, eu pentru astfel de poze dezbrăcate aș fi cerut foarte mulți bani, fiind artistă. Pentru că la trupul tău fenomenal pe care l-ai, ar fi păcat să-l vinzi gratis pentru revistă. Și pentru mine această poză e de miloare. Trebuia să știi. Deci mama îi place poza, ca să înțelegi. Da, mie îmi place poza pentru că tu ești frumoasă și pentru că tu ești fantastică și ești o actriță foarte bună și un model foarte bun, dar nu aș fi dat poza cu și simplu așa. Gata pentru astăzi, la revedere. S-a terminat, deci pentru copii că mă zăpăcește la cap și eu mai am treabă. Hai mama, am mai rămas câteva poze. Deci, i-a plăcut dezvoltită frumos, i-a plăcut mama. Ce părere ai despre această poză? Ce să zic eu, încerc să vorbesc decent așa pentru că ne urmărește lumea. Că altfel aș spune, nu știu ce linci tu acolo că nu pricep. Am încurcat mam pizza cu picioarele. Dar mama, așa te-am învățat eu acasă. Tu mereu încurci așa cu linsul ăsta. Păi nu. Cum poți să... și pizza se mănâncă, dragul mame. Păi am mâncat, uite că aici se vede puțin că am mâncat din pizza. Păi da, și ce făceai? Stărceai limba de picioarele lui? L-ai și dezbrăcat. Da, e un manechin, adică să nu înțelegeți că e... Bine, eu îmi dau seama că făceai... ce erau? Ședință foto pentru da, ceva? Da, este ședință foto, mam, pentru peruci. Deci și ultima poză, ce părere ai despre această poză? Da, e fantastică, știi că mi-a plăcut enorm de mult. Bine, sunt lucruri pe care eu evident că nu le-aș da, ți-am zis așa, pentru că frumusețea... Este artistică poză, este frumoasă. E frumoasă, tu ești frumoasă, este un răsărit extraordinar de frumos, este un început de zi frumoasă, părul tău fascinant, ai un corp de invidiat. Ce să zic eu? În tinerețe, na. Dacă n-ai om care să te complimenteze, o iei pe mama și mama te complimentează cum nu te complimentează nimeni în viața asta. Da, da, pentru că ești frumoasă, ce? Nu ești tu copilul meu, nu te-am făcut eu, nu se mentu cu mine, nu ești tot eu, măi, da. Da, ești cea mai sexy, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai talentată, un regizor bun, îmi filmezi videoclipurile mele, ești actriță în videoclipurile mele, ce să zic acum? Na, o mai tachinez și eu, ne certăm așa ca două femei adevărate, e mamă și fiică, și pentru că mama nu știe nimic și ea știe mai tot, mai tac și eu. Deci dar asta... V-am pupat! Asta a fost vlogul nostru și vlogul meu, deci dacă v-a plăcut vlogul cu mama mea și mai vreți un vlog cu mama, scriți în comentarii și... Să ne dați like-uri acolo pentru că noi suntem super, super drăguțe și să dați share. Așa crezi tu? Hai să ne spună ei dacă suntem noi super, super dacă drăguțe. Suntem drăguțe, să ne dați subscribe și like și comentarii. V-am pupat!